un fiu și a invitat tatăl bătrân la un restaurant pentru a servi cina. Tatăl, fiind foarte bătrân și slab, în timp ce mânca, scăpa mâncare pe jos. Ceilalți meseni îl priveau cu dezgust, însă fiul era calm. După ce au terminat de mâncat, fiul, care nu era jenat deloc de bătrânețea tatălui său, l-a ajutat pe bătrânel să se ridice și l-a dus la toaletă pentru a-l curăța. După ce a șters petele în exces de pe hainele lui, l-a pieptănat și a pus ochelarii la ochi. Când au ieșit, toți oamenii din restaurant se uitau la ei în tăcere, fără a fi capabil să înțeleagă de ce acceptă să se facă singur de râs. Fiul a cerut nota de plată, a plătit și a ajutat tatăl să se ridice de pe scaun și împreună au început să meargă către ieșire. Între timp, un bătrân s-a ridicat în picioare și i-a întrebat cu voce tare, astfel încât să audă toți oamenii din restaurant. Tinere, nu crezi că ai lăsat ceva în urmă? Nu, domnule, n-am lăsat nimic. Ba da, ai lăsat. Ai lăsat o lecție pentru fiecare fiu și o speranță pentru fiecare părinte. În acel moment, toți cei prezenți și-au plecat capul de rușine. Dragul meu, dacă ți-a plăcut această poveste, dă un follow și distribuie ca nimeni să nu mai fie nevoit să lase capul în jos de rușine.